prietenii mei scumși iubiți, mersul mondialul, bineînțeles, în forță revine, cum revine el zilnic pentru voi, să-mi reglez mersul, așa, cum revine el zilnic pentru voi, vreți să mă vedeți și nu știți cum să mă vedeți, stați că apar eu aici. Stați că apar eu aici, să vedem înălțimea, e pusă, bine mă prindem colimator, cum să nu, bine, ia, ce, tata, avara. După cum știți, la începutul clipului, bineînțeles, buton pe clopoțel, ca să îți anunțe urcările clipurilor mele. De-aia e sus, ori pe stânga, ori pe dreapta, ori pe dreapta, ori pe stânga, care vrei tu. Astăzi vom veni în fluctuație cu ce? Bineînțeles, știe tata Nerțo Mondialu, cine va câștiga camera video Sony, care e pusă, uite, l-a încărcat cu încărcătorul, e pusă, l-a încărcat, ia uitați, becul LED-ul galben, muncește, ne punem ochelarii să vedem despre ce e vorba în cameră și cum să o dăm. Pentru că s-a încărcat, wow, ce frumos sunet, pentru că s-a încărcat, noi îi vom scoate ăsta cât de cât, nu s-a încărcat de-a mult, deci are așa, limba setting, lingua setting, setting lingua. Setting lingua îi engleză, cesca, deutsch, spaniolă, noi o lăsăm că suntem băieți none, pe engleză, yes. Și acum am dat punctile cardinale unde să mă instalez, în ce țară. Nii, mă, cât are asta, mă? Eu îi dau pentru că nu cunosc, îi dau tot none. Mă întreabă sumertime. Set to sumertime, on și off. Eu îi dau next, că nu le am. Mă întreabă încă o dată, set date antime display mode și mă bagă pe back și pe next. Îi dau tot next, că ne sunt bandit. Așa, date time din ăla care mi arată ca să-ți rămână acolo ziua, luna, data, anul când te-ai... Așa, nu mergem, mai mi-arată clock setting, ok, îi dau ok. Deci asta cine o câștigă, el singur se va... Ia uite-mă în casă ce îmi face aici. Aha, o pornit, uitați în botul, îs aici, îs în bot. Domnilor, după cum v-am spus, și uitați ce ecran mare are. Îl întorci, wow, wow. Ecran mare. Deci are o groază de sisteme de manipulare. Camera, această cameră. Mă gândesc că sunt o groază de YouTuber, îi dăm pe meniu. Și îmi dă. Shooting mode. Camera mic. Imagine quality size. Playback funcțion. Playback funcțion. Edit copy. Fii atent că faci clipurile din ăsta, mă. Că arată foarte ca și nu știu ce din ele, ca și la Nutribullet. Ia uitați-vă, Nelson nu vă minte. Înțelegeți voi cum stă treaba. Și mai îmi dă un setting. La setting îmi arată media select, media info, formatare, wrapping. Aoleu, nu mă bag aici că deja mă... Asta. Pentru curiozitate îi dăm să filmeze. Și acum auziți. Tata filmează 1, 2, 3 probă de microfon, cameră spre nu spre vânzare, spre cadou pentru cine o câștigă. Stop. Și acum se auzunde că o înregistră. De unde? De aici, de pe buton, are un play. Reset, proiector, proiector. În casă și tot. Camera project sinceto battery in. Îi băgăm, bă, că zice că camera nu e pregătită pentru așa ceva, că bateria e slabă. Păi îți dau eu curent. A? Și acum? Media select? Nu.
Merim încă o dată pe proiect camera. Proiect. Să vedem ce sunt. Nimă, cum apare pădula? Păi și du-te tu, pornește. Nu știu să o pornesc, mă duc pe handicap. Eu trebuie să-i dau... Ieși de aici, ieși de aici. Trebuie să-i dau aici. Bang, bang. Fii atent și când, important și interesant, când filmezi, face și poză, mă. Așa ceva n-ai văzut. Ce filmări am aici, mâncața și Dumnezeu? Nimă, mâncața și cum am filmări. Pornești. Eu am filmări, bă, oameni, mă. Cu blide, cu mâncare, cu una, cu alta, cu... Dar noi vrem să vedem filmarea de acum. Dă-i volum. Dar de ce nu pornește, bă? Găți, găți, nu mă teroriza, mă terorizează acum în fața voastră. Acum în fața voastră, mă, de care-i mă asta, mă? Păi pornești. Asta, nimă ce prostu-s, mă, în spate bradul de Crăciun. Mă, tu-ți dai pe seama ce prostu-s că în spate e bradul... Ba nu-i bradul de Crăciun, că e aia cu ptită, cu un soare. Nimă că ai crezut că e bradul de Crăciun. În spatele meu era bradul de Crăciun și îi dădeam... Unde am filmat, mă, mâncava-și, Dumnezeu să vii, mâncă-s nervos. Îi dă mai în jos, mai în jos, mai în jos. Am găsit-o. Aici. Deci, domnilor, să nu care cumva închid, că deja așa m-o enerva. Voi știți ce din ăsta mi-au făcut. Voi știți ce mi-a urcat tensiunea la cap. Voi nu vă dați seama ce mi-a urcat tensiunea la cap. Voi nu vă dați seama ce mi-a urcat tensiunea la cap. Mă mâncava așa, uite cum se desface asta. Râde mă țâncar. Deci mi-a urcat tensiunea la cap. Am crezut că nu pornește, că nu și râdeți de mine. Am crezut că nu pornește și râdeți de mine. Deci, prietenilor, camera asta video, cu totul că aș putea să mă duc să o bag la un din ăsta de amanet, înțelegeți? Să o bag la un amanet și să îmi iau... Dic, supăram, ar Dumnezeu să mă supere. Băi, oameni, băi! Uitați mâncava-ș țigările Marlboro din România. Uitați țigările Marlboro din România. Bă, oameni, măi! Bă! Bă, mâncava-ș, bă! Bă, oameni, mă! Eu n-am curaj. Bă, și nimă o țigară ca la miro... Bă, mâncava așa, ceva se întâmplă la fabrica de țigări. Ui, bă, oameni, bă, mâncava așa. Doamne Dumnezeule care ești în ceruri, sfințească-să numele Tău și în voia Ta și în împărăția Ta. Precum în ceruri, așa și pe pământ, și așa și pe la fabrica de tutun. Doamne Dumnezeule, dacă-ți bagi joc de mine, măi, oameni, măi, eu nu visez acum, eu strag, eu, ăsta! Au! 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 Bă, oameni, bă, ești adevărat! Mă, ești adevărat, măi! Băi, Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că s-apropie sărbătorile, Crăciunul, Revelionul, o să vină Revelionul, Doamne Dumnezeule, măi oameni, mă, însă și-o muscă am avut, mâncava, muscă, jur, jur pe consistența mea din,
din nervul de dexteritate, că n-am să te mai prind și să-ți ard aripile. Musca, te rog frumos. Nu, și musca au fost una, două, trei, patru. Doamne miluiește, Doamne miluiește, cât i-am numărat de la început, că reacția mea în catrală. Băi, oameni, am pierdut controlul, băi. Una, două, trei, eu le împănesc. Patru, băi, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, unșpe. E un semn. Mâncava-și Dumnezeu, e un semn, 12. E un semn, 12 luni, 12 ore, 12, 1, 2. E tata 1, 2. 12, băi, un semn, băi. E un semn, ce semn e ăsta cu numărul 12? În pachetul de țigări numărul 12, 12 sute. Are tăti licurici? Are tăti licurici? Are tăti... Ia de aici că n-ai servici. Are tăti licurici? Băi, oameni, băi! Doamne Dumnezeule, Liana! Liana! Are tăti licurici? Vă arată tata cucuriciu. Are tata cucurici. Are tata cucurici. Ia-te licurici. Are cucurici. Nu-ți falci, să nu mă denunțați. Auziți, în postura și în cazul ăsta, eu pot să dau în judecată fabrica de tutun. Doamne, încă o dată îți mulțumesc. Stai să vedem că nu ne grăbim. Dăm fabrica de tutun în... Auziți, nu mai dau niciun concurs. Eu, bă, tătă mar de fața, Doamne, și mi-o dă și o țigară, sărutați-aș brațele, cum ai tu grijă de plămâna mea. Dar nu, aplică, țigara s-ar putea să aibă ceva în ea. Țigara s-ar putea să aibă, tătă, bă, îmi tremură mânurile, bă, mă, voi nu credeți, voi credeți că e teatru. Nu-i teatru, ioi. Alo, da. Yes. No. No. Și acum, după ce ai schimbat aia pe fuzetă, direcția e bună? Da? No, când ai timp vii și mi-o aduci, bine? Așa, te iubesc, eu te iubesc, eu știu de ce, eu te iubesc, mă, mai mă. Mă, auzi, dar problema e alta. A, însă în clip, eu sunt direct. Eu sunt direct acum, însă în clip că am o cameră video care vreau să o fac pentru copii cadou. Și m-am pus la masă să fac clipul și ca de obicei, cum zic eu în clipurile mele, să desfac pachetul de țigări, să-mi iau o țigară și auzi mâncarța și în pachetul de țigări ce? No, ce-am găsit eu în pachetul de țigări? No, pune... Ha? 1200 de euro, bagnotă de câte 100, împachetate și auzi. Acum trebuie să fac să vedem dacă au standardele greutății unui pachet de țigări. De ce îți 12? Să vâjești cu 12 luni, cu ora 12, cu 12 ore, cu 12 mai multe din astea. No. Hai și am și un pachet de țigări, că n-am țigări, o singură țigară și o muscă am. Am o muscă și o țigară. Roșu scurt Remus Oxford, șeful mașinilor pentru reparații. Da, Remuse. Să vezi, pusă pe scaun, pusă pe pedale, pusă pe volan, pusă pe... Da, nu să mai trebuie. Așa, așa. Vezi tu că reclamile acum sunt mai ăsta, mai o atenție, mai o altă, da?
Când e vorba de tine, că... Băi, când... Na, bun, bun, Remus, ia că te aștept. Bine. Ok, ok, ciao, ciao. Bă, mâncava-ți Dumnezeu, mă, așa ceva, n-ai văzut cum se închide telefonul, închideți voi. Ăștia stă să mă asculte încă, că nu le vine să creadă, băi, nici mie nu vine să cred. Băi, dar cum o trecut asta 12... Măi, care aveți euro? Care aveți euro, luați 12 hârtii de euro, puneți-le pe un pachet, cât trebuie să aibă gramajul un pachet de țigări. Nu merge cu mine așa, nu mă păcăliți că... Fumatul poate conține 70 de substanțe, du-te în cancer, că când fumatul auzi că se zice că conține 70 de substanțe, conține 1200 de euro. Păi ăștia că nu știu să scrie pe ce conține. Mă mâncau ar fumatul cauzează. Ce cauzează? Ce cauzează? Tremurici. Îmi cauzează. Dar unde mă mâncați așa? Mă strălucește ăla și nu pot să văd. Așa, așa, sa 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 mag 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 mag. Iară fac sărbători. Iai, nu știu unde scrie mâncava-s lupa, unde mi lupa, nu-mi găsă-s lupa, dar vedeți voi. Acum, bă, țigara e bună, să-i dăm să vedem să nu pățim ceva. Băi, oameni, mă, voi nu mă credeți, mă. Mă, voi nu mă... Păi nu mă credeți, măi. Nici eu nu cred. Nici eu. Doamne Dumnezeule, eu știu că ții la mine, Doamne Dumnezeule, și am știu că tu din universul stelar și interstelar și din porțile universelor ieșite care ieși și intri pe pământul nostru, supraveghezi asupra mea, dați-mi un foc. Măi, tata! Măi, tata! Domnilor, ce să ne mai bucurăm, ce să mai ăsta ia-i spatele, aoleu, că aia e una să puște. Băi, n-am cu... Să mură de-are... Băi, de-are putere de țigară. Bă, slabe, bă, nu-s ca țigările alea la închevă. În fine, ca să nu ziceți că am uitat de voi, să nu ziceți că am uitat de voi, eu le pun astea, bă, auziți aici, eu, că, avem legea asta, găsesc ceva pe stradă, înțelegi? Și nu te prezinți la un post de poliție pentru a sesiza organele. În perspectiva care poate să ducă o anchetă la capăt și încerci să duci tu soluționarea la capăt cu obiectul găsit, dacă nu ăsta, înseamnă că vei fi pedepsit dacă te depistează. Eu cum am făcut clipul ăsta? În direct, dați de așa chesos! Cum am făcut clipul ăsta? Ați văzut? Mă puteți denunța. Eu mă voi prezenta, bineînțeles, la primul post de poliție să fac o declarație, un autodenunț, nu știu, autodenunț nu, că autodenunț fac ea cu articolul 16 sau 19 și nu știu ce bunătăți mai sunt. Mă duc să le predau. Pentru că eu sunt patriot. Cine știe ce în fabrica aia, dacă era 100 de grame de marafet. Ce mă făceam eu acum cu voi aici în direct? Ha? Deci, cine știe ce manevre se întâmplă acolo? Cine știe ce face? În fine, domnilor, ați văzut? Aici-s banii, eu nu vă mint. Uitați-i, banii-s aici, mă duc, îi predau fix cum i-am găsit. Chietata de țăl vodială.
Bun. Merg la camera video. Problema, mai am, nu mai am nicio țigară. Nici nu știu cum să o fumez încet. Problema următoare. Opa! Opa, că-s 13, nu-s 12. Una era tirată aici. Opa! Băi, dar cum? Încă o dată numărătoarea. Una, două, le aranjăm ca pe coviltir. Trei, patru, de la început, de la început că n-am arătat mâna. Una, două, trei, patru, corectitudine, cinci, șase, finețe, șapte, opt, nouă, zece, unșpe, ba nu mă, 12. Băi, oameni, îți buiga de cap. Îți mulțumesc, Doamne, că nu-i numărul 13. Îți mulțumesc că nu-i numărul 13. Slăviți să fie numele tău. Și dacă era 13, vedem eu. O descurcam eu. O descurcam și cu numărul 13, că nu sunt bandit. Sigur că da. Bineînțeles, apă. Mergem pe cameră. Domnilor, vreau să fac... Auziți aici, am vrut să fac concurs la camera asta. Vreau să o dau. Deci mai am încă o cameră video, un aparat, aparat foto care și toate, Sony, Samsung și ăla n-am uitat de care, dar știți voi că ați urmărit clipul, Nikon. Așa. Sau Canon. Canon sau Nikon. Deci, vreau să le fac cadou până în Crăciun să vedem la cine le dau. Înțelegeți? Dacă le dau, le dau la cineva care, cum am spus dinainte, când îi voi cere să-i văd pagina Facebook și să vorbesc cu el, trebuie să-mi dea accept. Să vorbesc cu el pe chat, pe WhatsApp, înțelegeți? Să nu fie vreo jigodie din lista neagră sau știu ce. Nu mă mai ține cum, nu mai am cum. Bă, auziți, eu nu spun că făm aia și făm aia. Nenea Nelson, domnul Nelson, în afară ca voi ăștia care scrieți băi, dați-vă în sânge să vă bată fața, că mă duc și cumpăr acum de bani ăștia tăți țigări. Nu-i mai duc la gardă. Mă duc și cumpăr tăți țigări, dacă mai găsesc. Deci, înscrieți. Nenea Nelson, uite, sau domnul Nelson, sau uite așa, vreau să câștig eu camera asta. Nu trebuie mai mult. Eu mă uit pe profilul tău, mă uit pe ăla și voi vedea cine e câștigătorul. Dar trebuie să-mi demonstrez că tu mă și urmărești. Asta o voi actualiza eu când discut cu tine. Îți voi pune niște întrebări. Astfel n-ai șansă cu mine. Chie tata Neso Mondialul că era să moie tata avăla ube copii. 1200 de euro. Doamne, Dumnezeule, ai știre de mine tot timpul. Vă țug, mă, alo, să ne înțelegem. Chie tata...